Salut! Noi suntem Cocolix! Și suntem cei mai asortați! Uitați sticole cu Cocolix, cele mai faine. Încă e frig afară și le mai ținem. Ideea este în felul următor. Pizza! Cui place pizza să apese butonul de Cocolix? Să vedem rupeți câte felii de pizza eu o să adunăm. Eu zic, trebuie să pășim 10 minute și să facem 5.000 de copolike-uri pentru că e pizza. Deci vreau să văd câte felii de pizza adunăm. Felix avea fundiță, dar eu aveam aripi. Hai că mai sunt două secunde. Juga. De ce nu se poate sări în acest loc? Tu poți să sari? Vino, că eu am urgen, pot. Stai puțin, nu putem sări din cauza că am mâncat prea multă pizza. Așa, veniți toți. Coco Andreea, Coco Mihaela, Coco Iat, toată lumea. Coco toată lumea, Clara Roz, Coco Mihaela, haideți. Băi, blondule, pleacă de acolo. Blondule, pleacă din brațele lui Felix, ai înțeles? Pleacă de acolo, fata. Haide, că e cam fain aici. Ce fața arăsta. Ia uitați cum mergem cu toții în autobuz. Mi-a fi plăcut să stau lângă tine, Felix. Eu am nevoie de aer, știi? De spațiu cum în pizza, dau din coate. Deci, apăsați butonul de Cocolike dacă vă place. Asta știi cum este? Povestea pizzei? Cum e? Da, povestea unei pizza. Povestea pizzeriei. Ah! Povestea pizzeriei. Mamă, ce curioasă sunt. Știi ce mai bun decât pizza? Două pizza! De fapt, nu știu. Eu nu pot să mănânc mai mult de pizza, Felix. Tu poți? Mă mai târziu. A, da. Și eu la fel, o mănânc mai târziu. Că nu poți să mănânci pizza, mănânci mai târziu. Deci teoretic, practic, poți să mănânci pizza. Și că nu mai ai pizza și te mănânci marginile de pizza. Și că nu mai ai margini de pizza și te mănânci miroși cartonul de pizza. Și că nu mai ai nici asta, plângi. Dar cea mai bună pizza este făcută de casă, Felix. Bine, acum, o pizza făcută de casă, făcută calitativ, făcută cum trebuie. Nu poți să fac oricine, știi, necesită timp, pasiune, dedicație. Unii primesc Oscarul și Emmy pentru asta. Nu e așa de ușor, știi? Până una alta beau o gură de apă. Ce? Vait. Stați puțin, asta e mama noastră? Suntem aici, copilule? Uite, asta e mama noastră? Mai că m-a tras la sală. Mama noastră care merge la sală. Și mică și lată, stai ales velea. Deschizat. Stați puțin, aici este pizzeria? Da, aici este pizzeria, dar nu vedem. Intram, let's go into the pizzeria. Sper că nu e tomberonul ăla, uite acolo. Lângă tomberon. Dina, urmează cameră, după miros. Asta este pizzeria. Coco pizzeria. Sunt foarte curioasă. Felix, ne așteaptă bucată mare de pizza. Hai mă paza. Îți fac o poză? Hai, dar vreau și eu. Numai ție? Numai gamerul? Hai că eu plec. Du-te la poză. La poză. Pleacă fată că fac poză cu pizza! Vreau să am amintire toată viața! Nu pot să-ți fac. Pleacă de acolo! Stați puțin. Mama noastră ne-a dus la pizzerie și vrea să ne comande o pizza. Bine ați venit la pizzerie, doamnă. Doamnă mamă de Cocolix. Ce ați dori? Dă-mi-e primul, ce rog! Păi aș dori o pizza pentru mine și pentru toți Cocolixii. Ok, pizza se pare că va fi gata în câteva minute și noi trebuie, Felix, să ne găsim o masă. Primul sunt! Ok, haideți la masă, copii, și să sperăm că pizza va fi gata repede. Hai, ce poză, Cristina? Dar eu am lanternă, Felix. Îți fac poză. Du-te acolo lângă. Haide că îți fac poză. Toată lumea să facă poză lui Felix. Aici am încheiat. Aici am unești tu. Așa. Bine, și o să lângă tine. De ce ai lângă mine? Păi cum adică? Pe pizza asta trebuie să o împart? Păi cum adică, Felix? Uite, vine chelnerul. Vine chelnerul. Hai cu mama asta la masă. Vine cu mama asta la masă. Oh my god, cu mama, la masă. Poză! Poză toată lumea, poză. Ce bun este, ia felie. Ia felie. Cristina, uite câte dă click în continuu și ai felii multe. Click. Ce bun e, mă. Ăsta că nu mâncă, poate nu e bună la gust. Ba, e bună. Mâncă. Ia multe bune pizza. Ia uitați câte felii de pizza am mâncat eu. Am mâncat 9 felii de pizza. Și eu, la maxim, cât s-o putut. Ce că iau una, să o crezi tu? Și în buzunar dacă aș putea să bag. Mama mia, ia uitați-mă cum mănânc pizza. Și asta vede pe Felix cum mănâncă pizza. Dar ce fericit ești. Ce bun este. Stai să-mi iau și eu. Uite, Cristina, mănânc pizza. Și eu. Tatăle, mănâncă pizza. Mamă, îmi iei și sos? Vreau sos de ketchup dulce. Unde pleci? Băi, te lasă-mă în pace că mă duc până la baie. Că fac pe mine. Nu mai pot, fac bine, am de la deci, pizza. Trebuie să o lăsăm am pe mama. Am pizza cu iaurt de prune. Felix, mai ușor. Trebuie să o lăsăm pe mama să ducă la baie, știi că ea este o lady. Mama, să nu fii toaleta, mai nevoie și alții. Auzi, dar ce face? Nu știu, tot bine? Acord. Nu știu, n-am credere în mama asta de Alex Velea. Ce eu n-am credere în ea? Hai după mama. Mergem, copii. Mama! Haideți să mergem după mama, că cine știe ce pățește acolo. Ai vrea să dai bani de sos. Mă las trec, mai gata. Este singură la baie. Enjoy the pizza, o bucă de pizza. Bun, hai că vă bucur. Bine, frate, hai să ne bucurăm de pizza. Uite, Cristina, SpongeBob. Ce plăcut este aici în pizzerie. Keep calm and love pizza. Asta nu zis. Posterul ăsta ar trebui să ți-l punem la tine în cameră, Felix. Einstein a zis. Pourquoi mi mama is taking so long?
Because my mom is taking so... Ce deci face mai se pare că mama noastră stă prea mult la baie. Mama, să nu vin toaleta. Auzi, poate... Mă duc după aia în baie. Nu știu cum vine că mi-e frică singur. Poate ei nu-i priește pizza. Să nu miroase. Cum să nu priească pizza? Tot nu-i priește pizza. Dar nu cred că e în partea asta. Mama? Aici cred că e la băieți, Felix. Aici a intrat. Mama, unde ești? Nu merge cu pizza în baie, Cristina. Păi nu, am blocat în baie. A, desi, e bine. Not here. Where is my mom? Where is my mom? Ar trebui să ne întoarcem la masă, Felix, ca să o așteptăm până ce vine. Să o partea asta, în partea asta altă nu-i? Nu-i nici la fete? Mamă. Nu-i acolo? Cred că aici e băieții. Uite, o felie de pizza stricată. Serios? Nu vreau să iau. Uite, aici a fost. Lipsește. Ai, Felix, eu aș vrea să mă duc aici în bucătărie să văd cum s-a preparat pizza. Și eu vin. Ăsta este bucătarul. Oh my God. Este un tip de treabă. Oh my God. Respect. Aici omul se care face pizza. Oh my God. Și, uite cuptorul, Felix. Numai unul. Da, numai un cuptor. Numai un cuptor se pare. Nu știu ce e aici, dar nu vreau să merg aici. Am venit. Se pare că aici sunt... Sunt saci cu făină, Felix. Da, hai să ne întoarcem, că zis, să mergem la mese. Bine. Haideți toată lumea, Clara Rose. Eu am zis. Clara Rose și cu Coco Felix, haideți să mergem la masă ca să așteptăm pe mama, da? Unde e Coco Mihaela aia? Coco Mihaela nu mai este, nu știu ce s-a întâmplat. Bă, Coco Mihaela! Bine, mergem la masă pentru că ne așteaptă pizza. Felix, hai să stai lângă mine. Hai, stăm amândoi. Haide, stăm amândoi unul lângă altul. Aaa, ce fain! O apărut ceva la televizor, dacă are televizor. Uite aici televizorul. Suspectul. Pizzeriei. Sechestră într-o pizzerie, sechestru. A sechestrat-o pe mama noastră? Cineva sechestrează clienții din pizzerie, nu pot să cred așa ceva. Și mâncăm pizza mult? Adică da, cu de care vreau eu și proaspătă? Da, uite pizza. Era pizza cu mentă. Aaa, s-a închis ușa! Pizza cu mentă? Da, era o imagine, o pizza cu mentă. Cristina. Cred că este altă ieșire, dar va trebui să mergem la bucătărie. Țineți minte, cocoșilor, când am mers la bucătărie, am văzut o ușă acolo după sacii de făină. Ai văzut acolo o ușă? Da. Urmăriți Gamero. Gamero are 8 simțuri în pizzeria. 8 simțuri are. Ai de capul meu. Cred că ne arată acum ieșirea. Hai să mergem. Haideți să mergem. Eu merg cu o pizza în mână, că mă simt mai și bine. Și eu la fel. Ca să am pe drum. Așa. Pizza în mână. Acum, aici prin partea asta. Să n-ați sacii de făină, că cine știe. Hai, bă! Ne s-a închis ușa? Nu, Cristina, s-a închis toate ușile. Ah, ce capcană am. Mai încălzesc puțin pizza în cuptor la mea. Nu vă panicați, oameni buni, mai încălziți-vă puțin pizza. Așa. Acum nu putem să ne întoarcem înapoi, nu știu ce se întâmplă. Ar trebui să găsim altceva cu care să deschidem această ușă. Cu ce? Pe mușchii mei sutili. Mușchii tăi? Da. Haide, se pare că avem 4 lucruri pe care trebuie să le adunăm. Auzi, dar poate ar fi mers cu o felie de pizza întărită. Cristina, ia ciocanul ăsta. Uite aici. Ia ciocanul ăsta. Dar nu, eu nu mai am loc, Felix. A, da. Pune pizza jos, te-am învățat din toate jocurile. Am pus pizza jos. Ok, aici alt ciocan. Așa. Și încă unul. Frate, dar eu am găsit 3 ciocane și voi n-ați găsit decât unul. Eu am găsit unul. Păi și 4 în total. Da, eu am găsit 3. Gata, hai, Cristina, să înseamnă să le atingi făina asta, ce-o fi. Nu ating. Toată lumea. Pizza. Uite aici. Au, am atins-o. Stai, am ieșit. Am ieșit, bravo. Am, unde suntem? De ce este frig aici? Oh my God, e frig aici! Asta e camera frigorifică, oameni Cristina, buni! Mi-e și mie mi-e frig, mai ales că am umeri goi! Ce Cristina, mă de ce ai mers așa, Cristina, afară? Unde e căciula? Am fundiță. Păi nu mă ajută mușchii. Am fundiță. Hai să găsim toate colțurile. Uite, asta e gheața aripilor. A, nu, e monstru! Fugi, Cristina, fugi! Un monstru cu mai multe capete! Cristina, nu mai e un monstru dacă are mai multe capete! Auleu! Ce se întâmplă? A mâncat-o pe Cocolixă? Nu! Cristina, fugi, tu fugi sau tu stai așa? Mi-e frică! Ai de capul meu, Cristina, ușa e deschisă, putem să ieșim. M-a călcat. Unde e ușa? Haide, ușa e deschisă? Ai de capul meu. Uite, Felix a găsit. A găsit ușa, Felix? Haide, găsește tu. A fost o capcană afară, la tare de monstru. Ai de capul meu. Hai că eu sunt singura în viață. Nu, m-a mâncat, domnule monstru de pizza. Sare sus, dai space, spațioza și fugi. Vezi, dacă se poate să nu dai pe toate cursurile astea care da, sunt. Da, le văd, abia acum le-am văzut. Felix, eu sunt singura care mai e pe aici? Apropo, aici ce numesc o lanternă. A, da. Așa, am lanterna. Lanterna mea nu merge, Cristina. Eu am lanterna, dar nu știu exact în care parte să mă duc, frate. Este un labirint. Auleu, ce greu este! Dar urmărește monstru ăsta, luat-ar de monstru! A, capcană! Tu măcar n-ai treabă că... Frate... Oh my God, pe numai... Nu, m-a urmărit, am dat direct nas în nas cu el. Și la mine e un monstru, cum și la tine este unul? Da. Păi nu-i corect să fie unul la fiecare. Dar poate eram unul pe aproape de celălalt. Cristina, mă urmărește pe mine și m-a prins că nu te-ai să vă pe mine. Deci am lanterna.
Ok. Haide să vedem în care parte o luăm. Bă, aici era o capcană. Am ajuns, am ajuns. Da? Era o capcană și eu n-am putut să o văd. Ok, unde ai mers, Felix? Ce? Ce întuneric este. Am mers printr-o tufă din asta. Și prin care parte? Printr-o tufă? Aoleu, a venit monstru din tufă, nu! Am mers printr-o tufă de asta și după tufă, că era din aia fake, după tufă, ala tare de capcană lupește. După tufă, era un pat. Serios? Ai găsit un pat? Lua tare de monstru, stea cu ochii tăi! Hai de capul meu! Nu, monstrule, nu m-am mâncat! Nu m-am mâncat, te rog, nu sunt așa de gustoasă! Ba, nu știu cum am scăpat. Unde ești? Ba, nu, tot aici sunt. Dar nu știu cum am scăpat. Ba, nu, că e după mine, e în spatele meu, Felix. Fiecare avem monstrul lui. Se pare că fiecare are monstrul lui. Ați mai văzut așa ceva? Oh my god, sunt mai mulți monștri! Tocmai l-am văzut pe al tău! Mersi, te urmărea! Chiar hai cu eu prin partea asta la altă. Băi, nu știu cum am să scap de aici, stâncă. Dar atâta chioral e aici. Băi, se pare că am scăpat totuși puțin de monstru. Ne-am ajuns. Ai ajuns? Ne-am ajuns. Ai ajuns unde trebuie? Că erai și tu în fața mea, te-am văzut, dar n-am vrut să iau după tine. Stai. A zis că las că mă duc eu pe drumul meu. Oare am făcut mișcarea bună? Stai puțin. Că oare am ajuns bine, oare am ajuns rău. Frate, este un labirint și tot merg așa prin el, dar nu știu în care parte să mă duc. Cocoleșilor, în care parte ziceți voi? Ghidați-mă, vă rugăm, Cristina, să vă știi ce am făcut eu? Am ajuns înapoi la casă. Am ajuns înapoi la casă? De la pizzerie. Înseamnă bine că nu te-am urmărit. Deci, ai scăpat de monstru, nu? Am scăpat de monstru, ce-i drept. Bă, dar asta e cea mai chiorală lanternă pe care am văzut-o. Au, nu, monstrule! M-a așteptat exact după ușa, ați văzut mine, ce șmecher ai? M-a prins de monstru. Băi, frate, deci nu mă pricep cu labirintul ăsta. E mega, mega greu. Dacă, și dacă mai are, sunt dacă și are, curse. Dacă are și unul singur, dacă a reușit să iasă, știi? Păi nu mă urmăresc doi monștri. Amândoi? A, să înțeleg că și monstrul meu s-a dus la tine? Bravo, bună, Car. Au, nu! Mersi că m-ai scăpat de el. Te-am scăpat de un monstru. Dar nu știu în care parte să mă duc. Vai, Felix, mă urmărește monstru de pizza. E bine, că dacă te urmărește pe tine, nu urmărește pe mine. A și căzut! A căzut! Dacă, știi care e faza? Lua-te ar capcana, lupește! Auzi, acum haide să zicem că dau respawn, da? Da. Mă trece de labirint. Nu. Ar trebui să mă treacă! De vreo 4 respawn. Serios? Bine, dar eu am ajuns înapoi aici și eu la fel. Am ajuns, mă dă de la început, vedeți? Ideea este că dacă unul dintre noi ar trece... A, m-am găsit. Ia uitați voi, piciorușul meu sărat. O, Cristina, n-ai vrea să jucăm niște baconit? Că prea greu ăsta, hă? E prea greu? Da. Nu te descurci? Deloc. De 4 ori tot m-a respawnat, hă? Ne jucăm baconitul? Cocolișilor, haideți să mergem mai la bacon. A, nu! Suntem în bacon. Ăștia iarăși foarte treabă și-au votat iar casa asta și nu pot să iasă din casa asta. Sunt ce-au făcut la ușă? A făcut careva ceva la ușă? E deschisă nimic, ușa? Nimic, numai sticul lor pus. Vai de cap meu, deci eu mă duc în pivniță și încercați să-l țineți pe bacon acolo, pentru că eu sunt în pivniță, da? Oh, cartea! Am luat o carte verde! O, stai, aici e ceva. Asta. Ce ai luat? Am luat wrench-ul. Avem nevoie de el. Haide, avem nevoie de wrench. Pune unul la ușă. Auleu! Unde ușa verde? Auleu. Pune wrench-ul la ușă. Mă duc să pun wrench-ul, dar da. Era bacon exact aici. Stai, deci eu nu știu exact unde se pune wrench-ul. La ușă, asta. La asta? Bravo, bravo. A, în sfârșit am învățat și eu care e faza cu wrench-ul. După atâta timp! Acum, haideți să vedem ce mai găsim pe aici repede. S-ar putea să ne sucăm mega bine, că ați văzut câtă experiență avem. În camera asta niciodată... Vezi că acolo vine, vezi că acolo e bacon. Vine spre tine. Nu vine spre mine. Nu vine spre mine bacon. Cum a văzut că are un cuțit în mână? Te-ai dus la etaj? Hi, a încercat să mă prindă, dar camerul e prea esteț. Camerul este cel mai esteț. Dar unde ești acum? Fug sus și el vine după mine. Vezi că vine, l-a scăpat așa, eu. Așa, vine, vine după mine. Eu am ranga banga și o folosesc la ușa cuș. Bă, dar ce șmecheros este ăsta. Și au pus doar cartea albastră. Trebuie cartea verde și cartea roșie. Stai, că era cartea verde pe undeva. Ok, baconii disălbuit. Stai, unde era cartea verde? Cocoleșilor, țineți minte că am găsit cartea verde cartea undeva, albastră. Dar nu mai știu unde. Aici nu e nimic, a? Stai să vedem aici. A, nimic. Se pare că au cam golit casa de lucruri. Ia să vedem totuși aici. O cutie albastră. Ok, ne trebuie doar cărțile și am ieșit. Sticul.
Nu trebuie, doar cărțile și-am ieșit. Ascultă-mă. Da, doar cărțile și-am ieșit? Bine, am luat cartea asta, cheia albastră, deși nu am nevoie de ea. Doar cărțile și-am ieșit. Du-te în cameră la el, dă-l încolo. Mă duc în cameră la el, da. Bacon tot timpul citește, are o carte în cameră. Hai că-l țină jos. Haide că-s pe urmele camerei. Hai cum la un ton? Ia uite, avem aici cartea. Apa nu, ăsta nu-i cartea. Bă, Bacon, ți-a luat cartea cu tine? Vrei să citești pe drum? Nu are nicăieri. O fi pus, deci ne trebuie două cărți, cel puțin așa trebuie, acum am uitat ultima dată. Aici asta tot se plimbă după mine, Baconelul. Da? E după tine? Da, îl țin eu. Frate! Să mă duc acolo sus în camera aia de deasupra să văd dacă a venit vreo carte pe acolo. Deci cartea albastră o avem. Trebuie cartea roșie și cartea verde. Țineți-mi pumnii să găsesc în camera asta o carte! Carte albastră! Nu ne trebuie. Cartea albastră nu vă trebuie, doar carte verde. Cartea verde și cartea roșie. Bine. Haide că încep să mă duc puțin pe aici să văd dacă găsesc ceva. Sigur la etaj sunt. Deci doar cartea verde mai trebuie. N-am găsit nimic deocamdată. Și cartea roșie? E pusă? Da, era pusă. Ok, cartea verde, abara unde se ascunde. La el nu e în casă, în cameră la el. Nu este nimic în cameră la el. Se pare că și-a luat-o cu el. Gata, vrea să citească pe drum. Te-ai dat în baie peste tot? În baie acolo, sincer, nu m-am uitat. Mă uit acum. Nu prea mă simt așa bine să mă duc în baie la Bacon. Cine știe ce găsesc pe acolo? Este intimitatea lui. El trage apa. Intimitatea lui, poate. Baconule, ai tras apa la baie? L-am curentat eu. Am văzut, ai fost foarte șmecher. Se cheamă Gamer. Deci aici, frate, nu mai găsim nimica. Ia să vedem. Dar unde se e la jucători? Nici nu sunt. 20 secunde, acum nu mai ieșim. 20 de secunde? Salut, Baconule, te salut! Cum este să fii aici? Nu știu unde e cartea verde, cine o mâncat? Fără viață. Deci o singură carte nu mai trebuie. Da. Și nu pot să o găsesc pe aici. Poate o fi la cineva, Felix. O fi la cineva și o ține în mână și se stă cârci tot. Crezi că se poate așa ceva? Gata, acum o să votăm, iar aia cu școala și poate rușim. Votează, Cristina, că e faină. Deci toată lumea să voteze pe Extreme. La școală. Chiar dacă... Nici din bibliotecă n-am ieșit. Mm-mm. Asta e bine, Felix, înseamnă că mai facem episoade. Hai! Vă rog, trei, așa, vă rog, așa. Hai. Vă rog. Vă rugăm mult. Please! Ești! Bot, că-i mai... Atântă loc. Sunteți gata pentru un episod cu Bacon la școală? Cineva a dat bot plus testing. Aoleu, asta înseamnă că o să avem doi? Da, văd că au votat player. Nu. Dă-mi player. Am dat, dar nu merge. Dacă ne pică bot plus testing, am pârlit-o. Deci, ne-am întors la școală, cocolișilor. Trebuie să găsim cheile ca să vedem ce se află în camera asta. Cum nu știi înainte să facem atât de multe, știi? Noroc începătorul, Felix. Va trebui să descurci tu, că eu ar vrea să mă descurc singur. Ok, deci se află, cheia oranj se află în camera cu scaune albastre, am înțeles. Da, sunt două camere. În camera verde. În camera verde, se cheamă camera. Deci trebuie neapărat să găsim cheia de la camera verde! Cum sunt unii oameni între dinți. Asta am înțeles cum este cu focul. Mm-hmm. Jocul ăsta e foarte fain, e foarte distractiv și Roblox-ul a step it up. Adică a făcut ceva foarte mișto. Ok. Deci fiecare se descurcă, da? Da. Încerc să stau pe lângă tine tot. Am înțeles. Mamă, dar ce bine îmi stă cu fundița! Atunci mergi în prima cameră de aici, dinspre dreapta. Mă duc în prima cameră dinspre dreapta. Până nu vine baconul. Felix, amândoi avem cuțit la spate. Am văzut. Asta e stânga, Felix. Tu mergi în dreapta? Bine. Dar asta e de camera de yoga. Nu știu dacă găsim vreodată doar ceva. Doar scaunul l-am găsit pe aici. Am găsit camera ca... Asta verde am găsit-o. Aia verde. Vino cu aici. Acolo. Uite, acolo. Este... Deschide. Ce aici? Aici nu este... Cheia oranj. Am găsit-o eu. Ai luat-o tu? Vino după mine. Este, haide să vedem unde se duce Felix cu cheia oranj. Unde e cheia oranj? Aici, vin după mine. Vin, sunt în spatele tău, Felix. L-ați văzut pe Bacon? Știu unde este să o pui. Exact acolo, un metru mai în față. Înseamnă, dacă am găsit asta, găsim pe toate, Cristina. Auleu, nu, încă un Bacon! Dar cine a fost atât de deștept ca să cheme doi Baconi? Nu! Mi-am scăpat. Și-am scăpat. Pui de omul ăsta care a dat! Deci la limită. Faza este acordat doi player. Aoleu. Deci așa e greu pe Extreme. De ce ați dat asta? Pe Mega Extreme. Felix, aici este camera oranj. Aici ai fi putut să fii dacă erai lângă mine. Nu știu. Am deschis camera oranj. Ai deschis camera oranj? Puteți merge în camera oranj. Vine Bacon. Aoleu, nu. Mi-a dat nas în nas. Devazăm pe mine de acum. Deci cine a dat player pus asta? Da. Respawn. Nu. Hai de capul meu. Unde mă duc? Te duci pe aici, să nu te prindă.
Nu, stai, mergi față, mai fata mică. Și fugi, mare, fugi. Și în dreapta e camera oranj, mergi în dreapta. Fratele. Era în dreapta, nu știu, camera oranj. O găsești după ușă. Vai, deci voi vă dați seama? Aici nu, înapoi. Bine. Cu doi baconi pe urma mea, este foarte greu. Dreapta. Cum a putut să dea doi baconi? Deci cine a făcut asta e chiar cricârce la căpșor. În partea, că e camera oranj în față. Dar n-am cheia, Felix. Am deschis-o eu. Ai deschis-o? Da, și nu se află, nu știu ce se află. Aici după colț, fă colțul mare în caz de dăm cu nasul de bacon. Uite acolo, vezi? Așa. Să nu fie bacon acolo, să vândă de bacone. Aici e o cursă. Aici trebuie să fie ceva, că am deschis eu. Scaunele. Știu unde sunt scaunele? Nu știu unde sunt scaunele. Dreapta, în față, în spate. În stânga vrei să zici. Mai contează. Păi mă, nu știu care în față, față de tot. Bine, acum, deci dacă în mai față. Jucăm încă o dată, o să știu exact unde este. Mergi pe colț și după aceea colește-l. Mergi pe aici, așa, mergi în față cu el. Nu mai trebuie puțin. Să treci pe lângă el. Așa. Frate, skill! Ați văzut? Skill! Acum nu știu dacă poți să iei scaunul. E unul aia din față, e scaunul. Aici? L-a luat cineva. Sper că știi să folosească. Mai de cam, unde pot să mă duc? Stânga? Ca să scap de bacon. Păi, doi bacon, ce să mai zic? Dacă ați dat doi bacon, asta vă trebuie, doi bacon. Nu știu cum să scap de ei. Aici? Stânga, da, merge să duce pe aici. Dacă o puțin la scaunele. În capăt, Stai, aici e o cheie, cheie. Ia, cheia mov. Nu știu unde să folosești, dar ia. Cheie mov. Aoleu, am o cheie mov. Unde o putem folosi? Nu, Cristina, sta. Dacă ai văzut cursa. Atât de aproape și totuși atât de departe. Cum a putut să dea cineva cu doi baconi? Așa nu pot să înțeleg. Uite și tu. Nu știu. Hai să-i urmărim pe ăștia doi. Asta ce să urmărești de la asta? Bright Unicorn, este frică. Deci cine a putut să dea cu doi bacon? Dacă mai dau ăștia cu doi bacon, să dăm ne pe player sau pe ceva. Da, într-adevăr, Felix, dar ce freză șmecher are ăsta, ce ochelari. Sper să-l prind. Se descurcă destul de bine ca să fugă. Da. Dar nu știu dacă poate să și facă lucruri. Nu prea poți cu doi bacon, știi? Asta e faza. Bine, cu măcar am doi sunt în spate, știi? Cel mai greu este când unul este în față și altul în spate. Da, în afară de asta e o fată care stă pe jos, știi? Și care doar plânge. Și l-ai pe el. S-a lăsat. Și mai ia să vedem. Fetița unicorn. Ideea este că reușeam foarte multe dacă nu erau de bacon, știi? Da, într-adevăr. Oricum, deja începem să prindem experiență cocolișilor. Cred că știi ce zice? Unde sunt restul? Cocolix? Cocos Cristina? Coco Felix? Unde sunteți? Mi fică! Bright unicorn! Mi-așa fică! Bright white? Eu mă plec aici așa. Cheia pe care am luat-o eu! Da. A rămas înapoi aici. Uite, mi se pare pițoasă, iau. Cheie de piții. Știu unde e cheia de piții, nu? Unde spune? Nu știu. După foc. Felix, tu erai acolo? Nu. Ăla are două vieți, pare. A, da? A, nu, este alt cineva. Îți trebuie extinsorul și jos e cheia de piții. Deci fără extinsor nu reușești. Și dacă pui scaunul, Felix, fata aia seamănă cu mine, dar are hainele tale. Hai de capul meu. Stați să urmări puțin. Sofia Elena, 8 ani! A prins-o! Așa o cheva, Sofia Elena, 8 ani? Uite-o pe Sofia Elena, 8 ani! Oh, îmbrăcată ca tine și seamănă cu mine! Atașă pe hainele mele și vrei și machiajul tău! Da! Ok, ia să vedem Bright White Unicorn, cum se descurcă! Eu sper că nu are de gând asta să stea 5 minute aici și să nu facă nimic! Să vedem! Dar ce pantaloni dintre ăștia sportivi are! A luat o cheie, dar cred că a pierdut-o, nu? Sau crezi că mai are? O are în buzunar, e pițoasă. Crezi că mai are cheia de piții? Deci ea dacă aș fi să ia ciocanul, nu știu ce să facă. Ar merge cu extinsorul și jos e cheia de piții și două lucruri, două chestii mai deschis jos și a ieșit. Aoleu, ce bine! Luat freza! Ce bine! I-a luat freza, se pare! Dai play. Să nu mai fie doi, extreme. Oricum era să iei reușit. Toată lumea! Extreme! Extreme, la școală! Ce fain jocul! Sofia Elena, 8 ani, ce cute! Votează ce votăm noi. Votează pe extrem. Așa, perfect. Sofia Elena. Haide. Sofia Elena. Toată lumea pe noi. 3, este. Și să dați pe bot. Oh my god, și dăm pe bot și avem șanse. Incredibil. Okay, a fost foarte fain. Bot. Ce tare, bot. Se pare că acești cocoliși deja și-au dat seama că noi votăm primii și suntem doi în număr. Și ce votăm, noi votează. Acum o să reușim, am prins unde trebuie, m-am prins. Cristina, deci avem șanse mari, dacă nu ne prinde bacon. Felix, ne bazăm pe tine. Ne bajăm pe tine, Felix! Ok. Să bem apă! Hidratați-vă! Oh my god! A, ce bun a fost! Mă mănâncă nasul! Mâncă și tu! Să mănânc și eu? M-am prins, deci... Cheia galbenă asta, cheia oranj ciofi... Se află unde e cheia verde. Unde e cheia verde. Prima dată găsim cheia verde, da? Scaunul când îl găsești, te-ai beluat? Să-l punem unde e cheia oranj. Scaunul îl găsești...
Îl punem unde deschizi cheia și după aceea cheia oranj, iei ciocanul, cu ciocanul iei extinsorul, după aceea iei cheia roz, mov și deschizi ușa pițoasă și tot așa. Tot așa, tot așa. Deci prima dată cheia verde. Cristina, vino după mine, repede. Cameriță! Toată lumea după Felix! Haideți. Deci toată lumea după Felix. Prima dată cheia verde. Eu iau cheia verde, tu iei scaunul, dă-l încolo de scaun. Dar vedem unde e cheia verde, Felix. În ușa aia, din dreapta sau din față. A, da, tu te duci în stânga, eu mă duc în dreapta. Da. Să-mi zici dacă ai găsit-o. Aici nu e la mine? Sigur stai o să găsești tu. Aoleu, nu e la mine. Nu e la mine, s-ar putea să fie aici, în față, nu? Nici acolo. A, știu unde, uite acolo în față. Acolo în față? Cineva a luat scaunul. Pe stânga, hai să vedem pe stânga. Intră tu aici să vezi dacă e ceva. Oh my god, mi-e frică de bacon. Nu e nimic aici. Vino cu acea, cheia galben și scaunul, vino cu acea. În spate, în dreapta, în față. Haide, că unde ești? Cristina, hai că ești afară, că la direcție ești. Dar ești afară. Întoarce-te, mai vezi? Întoarce-te. Nu te văd! Cristina, uite aici. Dar nu te văd, Felix, că acea cocolic se seamănă cu tine și mă distrage. Ce mai zic atunci? Îmi distrage atenția, am crezut că tu ești, știi? Unde pun cheia galbenă, că am uitat? Cheia galbenă la ușa galbenă. E ușa galbenă? Cred că e aici, după mine. Uite aici, pe dreapta. Aici. Sigur nu e oranj. Da, este oranj. Este oranj gălbui, așa, nu știu ce să zic. Ați găsit ceva, amelor? Aici cred că trebuie, pentru că sunt multe scaune albastre, știi? Ce trebuie? Acolo cheia galbenă. Cum adică? Ai găsit ceva galben care da, uite, asta e. E oranj, Cristina. Asta e oranj? Frate, da, înseamnă că aia de dinainte era galbenă. Fugiți că bacon este în spate, oameni buni! Unde e cheia galbenă? Fratele meu! Aici e cheia verde. Yellow key, unde e yellow key? Unde o fi yellow key? Deci am găsit scaunul și aia până așa... Da, trebuie cheia verde. Păi cred cheia... Cred că e aici, Felix. Uite, asta trebuie să fie. Ai oranj. Asta e galbenă. E oranj. Da, uite, asta e galben de aici. E oranj. Mă, mânca în încearcă. Încerc. Nu merge. Unde ești? Lângă, pe partea cealaltă, că e pe două părți asta, știi? A, ești pe partea cealaltă? Fratele meu, dar hai că vreau să vin lângă tine. Ești acolo? Puțin. Ești lângă ușa aia galbenă? Sunt lângă ușa verde. O deschizi cineva ușa verde. A deschis cineva ușa verde? Au luat cocolii și ăștia, dar eu nu știu cum să facă. Păi haide că du-te pe lângă ei și le arată tu. Cocosisina, vino cu ace. Du-te în a doua ușă și ia scaunul. Mă duc în a doua ușă? Haide. Și iau scaunul repede, ca să puteți să-l pune. Dacă burai tu unicorn, o lua ceva și nu pune. Am luat scaunul! Perfect. Am cheia galbenă. Hai că o deschizi cheia verde. Știi cine o să deschidă ușa... nu știu unde deci bacon. Eu vin după tine, da? Numai că nu am văzut bacon. Păi, până... Perfect, vino, scaunul. Vino. Acum sunt în spatele tău. Ce bine că ne-a deschis ușa asta. Vino să pui scaunul și vino. Camerițo, te rog! Acum, Felix, sunt în spatele tău. Pune scaunul, urcă-te și ia ciocanul. L-am luat. Perfect, vino după gamer. Vezi că aici e o cheie. Ce cheie? E o cheie oranj. N-am avut nevoie, haide, vino cu acea. N-aveți nevoie? Nu. Așteaptă să merg gamerul primul. Primul merge gamerul. Haideți. Reușim! Frate, cât de tare e jocul! Cristina, de ce n-ai mers? Frate, cât de tare este jocul! E stai, greu ciocanul ăsta! Vine acolo, vine înapoi! Vezi, de aia n-am mers! Reușim foarte bine, trebuie să iei extinsorul. Hai că o să-l țin eu. Mergi în față. Mergi în față. Toată lumea în față. Deci luăm extinsorul și mergem în partea cealaltă. Hai pe aici. Hai, Cristina, că o să reușim! Frate, cât de tare este jocul! Dreapta? Păi nici n-aveam altul de parte de să iau. În față și la stânga trebuie să fie extinsorul. Haide că vine bacon. Haide, sparge așa extinsorul repede. Sparge, ia extinsorul. Ia. Așa. L-am luat. Nu l-ai luat, ia-l acum. Aoleu. Du-te acum și ține și mergi prin foc în stânga. Acum mă duc. Mergi prin foc în stânga, Cristina, mergi prin foc. Hai că sunt și eu, s-ar putea să reușim. Mergi prin foc. Perfect. Hai. Dar ușa asta a mers cineva. Nu trebuie. Haide, vino. Hai toată lumea după noi. Jos aici trebuie să facem. Hai, Cristina, eu am cheia, caută cheia roșie, văd ce fac cu cheia galbenă. Ok, haideți să vedem după Felix ce cheia se întâmplă. Cheia galbenă, aici, uite ce cheia roșie, ia cheia roșie. Dar fatul, de ce ai închis ușa? Vino ca așa, veniți, bacon alergă după mine, veniți, că îl țin eu. Deschide cheia roșie. Acum, alergă-te cu bacon. Mă alerg cu bacon, hai că îl duc sus, faceți voi jos și l-aduc aici jos. Am luat ranga. Ok, a luat ranga. Ranga e la ușă, ușa trebuie să fie pe aici, pe jos. Îl țin eu pe bacon, Cocos Cristina. Da. Ce trebuie să faci tu? Când zici că n-ai găsit ceva galben. Uite aici, punem ranga. Îmi zici că n-ai găsit ceva galben, pentru că am îl țin eu pe bacon. Este... Stai să vedem dacă puteți să... Deci aici trebuie cheia albastră. Cheia albastră o găsim. Și dacă ai găsit ceva galben. Aici nu e nimica. Aici este ușă. Am găsit ceva verde, ce e ăsta?
Ce asta, frate? Un cablu. Ok. Cristina, l-am pierdut pe balcon, nu știu unde e. Unde punem cablul ăsta? Fratele meu, trebuie să vedem undeva pe lângă ușă, cred. Cheia galbenă ai găsit-o? Ușa de la intrare trebuie să fie pe acolo undeva. Oricum, toate chestiile acum sunt jos, cred. Am cheia galbenă. Ce e aici? Ce? Aici. Trebuie niște căști aici. Încearcă să... Deci, Cristina, balconul e jos. A, uite aici. Balconul e jos, e problemă. Am pus. Vezi că e balconul jos, nu știu când a venit. Fratele meu. Deci am pus cablul, mai trebuie încă un cablu roșu. Aveți idee unde se află un cablu roșu? Hai de capul meu. A prins-o pe fata aia. A prins-o? De ce ai deschis ușa, Bright Unicorn? Uite aici un... E jos. Lacăt. Uite aici cheia de piții. Cheia de piții? Cristina, ai grijă că balconul e jos. Mare grijă. Fratele meu. Ai luat chiar... Încerc să-l duci sus, dar nu știu să o teleporta jos. Serios? Da. Dar ia și du-l undeva de aici. Sau zi-mi pe aici ce să fac, unde să mă duc. Ai luat cheia de piții? Nu, că era... Nu era cheia de piții, era doar ușa de piții. Ușa de piții roz? Da. Exact aici jos, în capăt de tot, era cheia de piții. Da? Da. Nu știu unde să zic eu. Eu sunt aici lângă scări. Nu acolo. Opusul. Și nu mai ținea în mână, că nu te ajută deloc. Ok, opusul. Acolo. Pe dreapta sau tot în față? Acolo, dreapta. Ok. Stânga. Tot în față? În față, acolo, și nu și aia din dreapta. Aici? Da. Ia să vedem dacă găsim aici cheia de piții. Asta-i? Nu. Asta e cheie movulie. Cred că e purple key. Hai de cap, nu. Unde găsim cheie purple key? Pentru că era roz de piții, Felix. Hai că vin și acum jos. Ideea este că aici nu este bacon. Dar cheia galbenă, unde o pun? Baconul mă urmărește pe mine. Te urmărește pe tine? Frate, dar mai există cineva în joc sau suntem singuri? Suntem singuri. Felix, măcar hai de lângă mine. Acum vin jos, stai că mi-a când mă alerg ăsta. Deci haide să luăm puțin sistematic, să vedem. Chiar sunt aici lângă trofee. Aici, uite, deci aici se pune o cheie de piții, dar e foarte roz, vezi? Nu e asta. M-a gata, vin bacon! A venit? Nu poți să fac nimica dacă sunt tot ținut de bacon. Ai grijă că vine bacon. Dar încearcă să-l duci printr-o ușă și după aceea să te duci pe lângă, știi? Am încercat, dar nu pot. Mamă, deci mai avem nevoie de un cablu. Yellow key, unde-l pun? N-ai găsit. Nu. Dar nu-ți mai trebuie Yellow key, că Yellow key era sus. Păi da, dar și nu s-a deschis nimic cu el. Salut, Felix. Salut. Mai învârtești tu puțin bacul ca să caut eu. Baconule? Dar nu vrea să vină după mine, îi place de tine. Trebuie să te plimbi lângă... Frate, mi-e frică. Îi place mult de mine. Au, nu! Asta e două vieți, perfect. M-am dus atât de aproape de el. Ok, îl mai țin puțin. Și când dau respawn? Poți dai acum. Mai ții minte unde ai găsit lacărul ăla? Frate, unde m-au dat? M-au dat de sus. Mai ții minte unde ai găsit lacărul ăla care era cu cheiță? Nu mai știu. Ei trai aici jos, dar tu ai ținut cablul în mână. Și ce se întâmplă când ții cablul în mână? Ce se întâmplă? Nu-ți dă. Frate, mai avem 2 minute și nu știu exact cum mă duc pe jos. Mai trebuie un cablu. Pe jos? Pe aici, cred. Unde am făcut flăcările. Am găsit aici un loc. Baconul ăsta nu o să mă lasă. Unde credeți că este bacon? Suntem doar eu și Felix aici și n-am nicio lanternă. Unde ești, Felix? În ușa de piții, dar mi-am scăpat de el. Ești la ușa de piții? Da. Îmi trebuie cheia albastră. La un moment dat era o cheie albastră, dar nu știu unde. Cheia albastră? Da. Încerc care la etaj, caut-o. Mă duc la etaj? Mă duc și la etaj. Dar mai un minut. Mă duc eu la etaj sau cheia albastră. Frate, mi-e frică. Hai și tu la etaj. Cam dar bacon în spatele tău. Da. Și vrei să vin după tine? Da, îi caut. Și bacon în fața mea. Deci asta este. Eu îl urmăresc pe bacon, iar baconul urmărește pe Felix. Caută peste tot acolo. Nu știu cum i-o prins pe ceilalți. Haideți să căutăm pe aici cheia albastră. A, uite, aici este sieful cu cheia. Galbenă? Cheia movulie. Movulie? Ai luat cheia? Nu, că mi s-a pierdut când bacon m-a urmărit. Hai de mine, știu unde este. Sieful cu cheia movulie, unde este? E aici? Da, este exact unde, înainte să cobor pe scări. Înainte să cobor pe scări? A, pe partea dreaptă? Da. Ok, acum știm, măcar știm. Stai să văd aici. Uite aici o cheie roșie și orangă. Nu ne trebuie. Nu ne trebuie, da? Cheia mă, v-am găsit-o. Ai găsit-o? Vin să iau. Vin să mă duc acolo să iau. Baconul după tine? La milimetru. Hai de capul meu, te aștept. Asta iau, 45 secunde. Hai că te aștept aici și ți-l iau eu, da? Da. Te aștept aici la cameră. Mai am demers, 40 secunde, nu. Îl așteptăm pe Felix aici la... Uite, deci acolo este, vezi? Am enorm de mult de mers. Hai, Felix, că trebuie să deschizi aici, să iei. Acum ajung la cheia verde. Și eu le-am pe bacon pe urmele mele, dar mai avem 30 de secunde cu coleșul. Și măcar să vedem ce găsim. Hai că vin acum după colț. Gata, am ajuns după colț. Hai că nu te văd. Stai acolo că sunt. Uite-mă că vin. Aici este? Da. Aici.
Unde? Acolo, în capăt. Hai că văd cu baconul lui. Hai, vagon, după mine! Ce acolo? Ce acolo? Acolo e safe-ul. Ia, du-te să vezi ce lui. E doar chestia asta ca să paralizăm. A, doar asta? Păi paralizează-l! Da, dă-te încolo. Vezi că e așa, așa, bravo, bravo. Hai să mai vedem, ce alba asta ne trebuie, Felix. 2 secunde, nu! Altă dată. Oricum, m-am distrat foarte tare. Dacă vreți să mergi cu copacul, rupeți butonul de Cocolai! Scrieți în comentarii ce vezi voi și ne vedem data viitoare. Pa!